Eu vreau să vă informez că au trecut două etape și eu din Liga 4 și o etapă de Cupa României și incidente au fost foarte puține, datorită și protocolului și colaborării care are AJP-ul cu poliția și cu jandarmeria Dâmbovița, care la fiecare meci cu risc se deplasează. Nu au fost decât câteva incidente, dar minore, pe la Ninoasa, că au fost implicat câțiva jucători, pe la Brezoaiele la fel și am înțeles că pe la Petrești am mai fost ceva. Dar față de alte campionate, eu zic că am început bine și pe această cale vrem să le mulțumim, în primul rând, poliției și jandarmeriei, pentru că a fost ceva în focare pe la Urziceanca și a intervenit promptul jandarmii și jocul s-a disputat în condiții foarte bune. Probabil că știți că în tur Urziceanca s-a retras după teren, a pierdut și meciul 3-0 la Crevedia, nemulțumit de un arbitraj. Și știind că este un meci cu risc, s-a deplasat acolo o mașină de jandar care a potolit spiritele din față. Jocul a fost sportiv, s-a jucat, s-a terminat egal 1-1 și n-au fost probleme.